În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cereți ca și când ați primit și veți avea. Iubiți credincioși, iată-ne în duminica de după ce s-a încheiat o frumoasă etapă de sărbători, iată-ne în duminica 29 după Rusalii. Încet, încet ne pregătim pentru alt drum, drumul postului celui mare, și ne întâlnim cu Mântuitorul înainte de a intra într-un sat. Așa ne spune Sfântul Evanghelist Luca. Înainte de a intra într-un sat, este întâmpinat de 10 leproși, care strigau: Iisuse, Învățătorule, ai milă de noi! Și Mântuitorul s-a întors și le-a spus: duceți-vă și arătați-vă preoților. Și ducându-se, au constatat că s-au vindecat de lepră. Unul dintre ei, care era samarinean, s-a întors să mulțumească Domnului. Și căzând la picioarele lui Iisus, striga cu glas mare și zicea: miluiește-mă, Doamne! Îți mulțumesc ție, Doamne! Și Mântuitorul, oarecum posomorât, le spune ucenicilor: au nu 10 s-au vindecat? Unde sunt ceilalți 9? S-a găsit numai acesta, care este și de neam samarinean, să se întoarcă să mulțumească? Și apropiindu-se de cel vindecat, i-a spus: mergi în pace, credința ta te-a mântuit. Iubiți credincioși, îndeoște cunoscut este faptul că atunci când auzim despre cei 10 leproși, gândul se îndreaptă către mulțumire. Tocmai de aceea n-am să vorbesc astăzi despre acest lucru, pentru că v-ați gândit de prea multe ori la acest aspect. Am să vă spun câteva cuvinte, vom vedea acum câte ies, despre puterea credinței sau viața de la capătul celălalt. Se spune despre rugăciune în manualul de catehetică, de catehism, de învățătură de credință, că este de mai multe feluri. După aceea se spune clar că este de 3 feluri: de cerere, de mulțumire și de laudă. Acum să știți că nici autorii manualelor nu s-au căzut la pace vis-a-vis de această ordine. Eu v-am spus-o într-o ordine lumească. Și anume, ca cei care mai depunem câte un CV, adică o cerere, o dare de seamă despre viața noastră, un curriculum vitae. Acum să nu credeți că CV acesta vine din engleză sau din americanească. Nu. Curriculum vitae. Despre viața noastră. Acest CV, de fapt, nu mai este ceea ce era pentru latini despre viața noastră. Este practic o cerere, o cerere de angajare, o cerere în care și justificăm de ce facem această solicitare, și după această cerere, câteodată ne aducem aminte să și mulțumim, și mai rar ne aducem aminte să și lăudăm pe Dumnezeu. Alții sfinți părinți, autori de catehism, ne dau ordinea firească, dar din partea lui Dumnezeu firească, adică rugăciunea de laudă și de preamărire a lui Dumnezeu, rugăciunea de mulțumire și la sfârșit rugăciunea de cerere. Din acest balans al definirii, eu am constatat ceva. Știți că mă preocupă de foarte multă vreme logica lui Dumnezeu față de logica noastră, și din start bănuiește fiecare dintre noi că nu este aceeași logică, este mult îmbunătățită logica lui Dumnezeu, și încerc să merg pe firul acesta. Și, drept urmare, vreau să vorbesc astăzi despre viața de la capătul celălalt. Este așa de frumos, încât imaginați-vă că vă duceți la munca dumneavoastră cea de toate zilele, sau de după weekend, și prestați acolo un serviciu care vi s-a plătit dinainte.
Știu că e greu să faceți un exercițiu de imaginație, mai ales că vi le cere cineva care numai așa pleacă de acasă, știind că deja Dumnezeu i-a văzut strădania. Dar imaginați-vă numai o clipă. Ce ar însemna să vă duceți la serviciu și să aveți conștiința că deja ați primit pentru luna în curs care de-abia a început, de cel puțin 100 de ori, banii pe care vi dă patronul sau, mă rog, angajatorul. Gândiți-vă cum ar fi ziua aceea. Cam cu ce atmosferă ați crea în jur, ce bucurie ar fi că faceți ceva dezinteresat. V-ați imaginat vreodată că munca, de fapt, este un lucru deosebit de frumos? Probabil că suntem mulți dintre cei care muncesc de drag, dar eu mă gândesc pentru toată lumea, ca să ajungă la această situație, trebuie să lămurim viața de la capătul celălalt. Să o luăm bună oară cu cererea noastră cea de toate zilele, pâinea noastră cea de toate zilele, din Tatăl nostru. Dacă noi o cerem, în mod firesc o cerem pentru că nu o vedem și urmează să fie, înseamnă să ne aruncăm tot ceea ce facem, toată strădania noastră, pentru a câștiga această pâine. Bine, această pâine, să nu credeți că e numai franzela de un leu sau chifla de așa mai departe, nu. Pâinea noastră de toate zile este traiul nostru sau cu ce să ne câștigăm traiul. Dacă ne vom gândi numai că între cauză și efect există un sens unic, greșim. Și anume, noi credem că dacă muncim, imediat vine și pâinea. Câteodată nu e așa, să știți. Sunt alte resorturi care trebuie să pornească în mintea noastră și să ne dăm seama că bucuria noastră, de cele mai multe ori, nu constă în lucruri pe care neapărat trupul le reclamă. Nu vi s-a întâmplat niciodată să vă așezați la masă și să nu vă fie foame și totuși să vă simțiți bucuroși că aveți ce pune în fața oaspeților? Nu vi s-a întâmplat vreodată ca atât de obosiți fiind să nu vă ia somnul și totuși să fiți mulțumiți că ați făcut ceva deosebit? E, cam asta înseamnă viața de la capătul celălalt. Un om când cere ca și când a primit, va avea cu siguranță. Și trecem mai departe de la pâinea noastră, trecem la sănătatea noastră. Dacă noi, cum zicea Părintele Vasile, tată, suntem camilogii, numai dă Doamne, dă Doamne, dă Doamne să fiu sănătos, când auzi câte o urare, vai de mine, anul nou cred că are o sudură indestructibilă între la mulți ani și sănătate, încât n-are nimeni puterea să o dea la o parte. Dar dacă o ceri, ca și când ai primit-o, o ai. De ce? Pentru că organismul uman este făcut să se regenereze total, complet și instantaneu. Cu o singură condiție, să crezi lucrul acesta și să fii sigur că așa se întâmplă. Și atunci, bine, părinte, o să ziceți, dar mata doar ai uitat că ai lipsit vreo 2 luni jumate, 3, de la biserică, tocmai din cauza bolii. Tocmai că n-am uitat, de asta mi-am și adus aminte. Atunci când s-a întâmplat să nu pot ajunge la dumneavoastră cu slujbele, m-am întrebat, Doamne, unde este lecția? Pentru că știam că Dumnezeu mi-a dat sănătate, dar trebuia și o lecție pe care n-am învățat-o. Și răspunsul era foarte clar. Păi, măi omule, numai anul acesta le-ai vorbit la oameni de vreo 5 ori. Mi l-a contabilizat Dumnezeu, să știți. Cum să împartă ziua în 3, cum să aibă 8 ore pentru el, 8 ore pentru muncă, 8 ore pentru familie și așa mai departe. Și tu ce ai făcut? Ai crezut că dacă depășești cele 8 ore pentru ceilalți, ceilalți au nevoie de un om obosit? Nu. Ceilalți au nevoie de un om odihnit. Și am învățat lecția. Pentru că oricum știam că sunt sănătos în sensul că atunci când cerem ca și când am primit, Dumnezeu ne dă. Numai că noi de cele mai multe ori nu băgăm în seamă.
Și atunci am învățat lecția, promit că în continuare mă voi strădui, ceea ce nu s-a întâmplat până acum, dar eu tot mă străduiesc, să împart ziua așa cum v-am spus, dar să mergem mai departe pe firul acesta al vieții de la capătul celălalt. Bună oară, la nivel mondial, acum se tot scoate în evidență încălzirea aceasta globală, niște probleme pe care, ecologiștii le așează în față. Este frumos, într-adevăr, că trebuie să avem grijă de natură, dar dacă am începe noi rugăciunea așa cum se cuvine, cu lauda lui Dumnezeu, cerurile spun slavă lui Dumnezeu și facerea mâinilor lui povestește tăria. Dacă am începe rugăciunea de aici, cu siguranță că vom avea o lume nu numai din punct de vedere ecologistic curată, ci am avea o lume deosebită. O lume nu numai ca oameni și ca făpturile lui Dumnezeu, ci o lume completă. Dacă noi am lăudat pe Dumnezeu cum a făcut tot sistemul ăsta care se învârte tot timpul, care face să vină ziua după noapte și noaptea după zi, care face să mai apară câte o diferență care se numește anotimp, care e drept că acum nu prea se mai cunoaște așa la o mare treaptă unul de celălalt, dar dacă vom putea să slăvim pe Dumnezeu că le-a așezat așa, cu siguranță că am începe să fim mai atenți cu lucrarea lui Dumnezeu. Și cum să fim mai atenți cu lucrarea lui Dumnezeu? În primul rând cu noi. Nu ne-a spus nouă Mântuitorul că degeaba ne ostenim să ne îmbrăcăm frumos, să ne uităm la crinii câmpului, care nici nu torc, nici nu țes și, spune adevărat, vă spun vouă, nici Solomon, în toată înțelepciunea lui, nu s-a îmbrăcat vreodată ca unul dintre aceștia. Așa și este. Dacă noi ne-am uitat la noi și ne-am vedea frumusețea și armonia, chiar trupească, din noi, să știți că am învățat faptul că adevărata noastră haină este podoaba cea din lăuntru. Modestia, curajul, drzenia, tot ceea ce credem noi, pentru că nu le folosim, că nu le bagă ceilalți în seamă. Dar să știți că am să vă dau un exemplu. Era odată într-o mănăstire un stareț care vorbea foarte frumos despre toți oamenii. Și la un moment dat au vrut ucenicii să-l cam încuie. Și l-au scos în față pe grădinarul mănăstirii, care era un cocoșat săracu de nu putea să se ridice la 90 de grade. Și l-au întrebat: ei, părinte stareț, dumneata care spui că toate sunt perfecte, ce părere ai de fratele nostru, grădinarul? Zice, să știți, pentru ceea ce face el, este cocoșatul perfect. Gândiți-vă în ce poziție trebuie să stai cu sapa în mână printre flori și printre legume. Trebuie să vedem că Dumnezeu ne-a lăsat într-o stare de perfecțiune pe care noi trebuie să o menținem, nici măcar să o îmbunătățim. Noi trebuie să menținem starea noastră. Și atunci, cum putem să o menținem? Știind că este bună de la început. De exemplu, se spune că primul război pe care l-au pierdut înaintașii noștri a fost după ce au luat modele din altă parte și și-au făcut căciuri cu urechi. De ce? Ca să le fie lor mai bine. Fals. Dumnezeu le descoperise cum le era lor mai bine și cum de altminteri și acum țăranul nostru știe că o căciulă adevărată trebuie să-i atingă vârful urechilor și totul va fi în regulă. Așa poate să fie și auzul nevătămat și atenția și trezvia și toate. Dar dacă noi vrem să fie mai bine,
Imediat am crezut noi că trebuie să ne acoperim mai mult. Nu este așa. Suntem, așa cum am spus, de la un capăt de viață spre celălalt, dar eu vă propun logica aceasta să privim viața invers. Și anume, s-o privim de la bătrânețe spre tinerețe și oriunde ne-am aflat, chiar să zicem că ne aflăm la o anumită graniță, să vedeți cât de mulțumiți vom fi. Dacă suntem, să zicem, noi, după nebunia noastră, pe la 40 și ceva de ani, 50, ne considerăm că suntem la jumatea vârstei. Și o să zici, oricum, viața am trăit-o până aici, ce am trăit poate e egal, dacă dă Dumnezeu, cu ceea ce voi trăi. Da, dar să o vedem de la capătul în care ne aflăm, spre tinerețe, nu spre bătrânețe. Și anume, vom începe să ne gândim la ceea ce s-a schimbat în noi. O să spuneți, hai să luăm câteva exemple, dantura. Nu prea am avut grijă de ea, să spunem, dar să ne gândim cum ne-a dat Dumnezeu la început. Nu știm, conștient vorbind, cât de mult ne-a durut apariția unei măsele, dar știm dacă am avut copii, nepoți sau vecini, când îi vedeam așa mititei, și plângeau cu zilele și cu săptămânile, ni se spunea, da, îi dau dinții. Nu ne-ar ajuta gândul acesta să avem mai multă grijă de ei? Eu cred că da. Apoi începem să obosim mai des. Nu ne dăm seama că poate că am făcut în viața aceasta eforturi care nu meritau. Poate am alergat de colo-colo când nu trebuia. Poate că am făcut ceva în abuz față de perfecțiunea în care Dumnezeu ne lasă. Și atunci a vedea viața de la capătul celălalt înseamnă a folosi experiența și a trăi anticipativ binele. Și anume, la un moment dat o să spui, da, am copii, trebuie să las ceva după mine. Decât să te gândești așa, dă Doamne să am ce lăsa după mine, spui mulțumesc ție, Doamne, că am ce să las copiilor mei. Și o să spune și o să avem așa deodată, cu siguranță. Pentru că deja avem, dar nu vedem. În primul rând avem copii, dacă e vorba despre această cerere. În al doilea rând, suntem în siguranță că după noi o să ne continue cineva gândurile noastre. Și apoi, dacă mulțumim ca și când am primit deja, cu siguranță că Dumnezeu, care nu ne-a mințit niciodată, se ține de cuvânt și spune, cereți ca și când ați primit și veți avea. Și, în primul rând, nu vom mai sta cu acea sperietură, aoleo, o să-mi dea Dumnezeu sau nu o să-mi dea Dumnezeu, o să am sau nu o să am. Pentru că nesiguranța nu este bună din acest punct de vedere, dar nesiguranța poate să fie bună și uitați-vă puțin la textul Evangheliei de astăzi. Îi spune Mântuitorul celui vindecat, mergi în pace, credința ta te-a mântuit. Păi cine dintre noi poate să spună că este mântuit? Nimeni. Mi-aduc aminte că Părintele Arsenie, Dumnezeu să-l odihnească, spunea despre Părintele Teofil, Dumnezeu să ierte pe amândoi, acum cred că stau mai mult de vorbă cât au stat în timpul vieții, că s-au văzut, au fost prieteni vreo 60 și ceva de ani. Asta da prietenii, nu așa ca la noi. Dacă te aștepți după Facebook, gata, nu mai ești prieten cu el. Prietenii adevărate. Zice, mă, tată, vine Părintele Teofil în fiecare vară pe aici și umblă cu un casetofon după el, cu un reportofon după el. Bineînțeles că Părintele Teofil, nevăzând, trebuia să-și mai adune gândurile. Le mai asculta seara și le trecea în brai și le păstra mai departe. Și zice, vine cu reportofonul ăsta după mine și mă întreabă mereu, Părintele, te mântuiești? Și eu mă întorc la ei și zic, băi, fratele meu, zice, da, cine poate să știe dacă să mântuiască? Uitați-vă astăzi marele dar pe care Dumnezeu ni-l dă. Dacă avem credință și mulțumim lui Dumnezeu pentru ceea ce ne-a dat, ca și când am primit deja, avem siguranța mântuirii. Astăzi Mântuitorul a zis,
Credința ta te-a mântuit, mergi în pace. Este clar că tot timpul pe care Dumnezeu ni-l dă de la un capăt la celălalt, dacă suntem în stare ca măcar câteodată să-l vedem din capătul celălalt spre început, înseamnă că intrăm în logica lui Dumnezeu, care nu a făcut pământul de la început. L-a făcut deja știind unde o să ajungă. L-a făcut deja așa cum ne învață și pe noi să facem un copil, când a venit copilul deja să știm unde a ajuns. Atunci când ne uităm în oglindă să știm de unde am plecat, dar și unde o să ajungem. Și dacă vrem să ajungem undeva și cu sănătatea și cu cariera și cu tot ceea ce vrem noi, trebuie să avem perspectivă și de unde am plecat și unde o să ajungem. Și o să ajungem unde vrem noi cu două condiții. Unu, unde vrem noi să fie binele pe care Dumnezeu îl vede bine, nu numai noi. Și doi, să cerem ca și când am primit și vom avea. Iubiți credincioși, mai mult decât bucuria constatării că suntem pe drumul cel bun, nu există nimic în lumea asta. Și siguranța pe care ți-o dă conștiința că n-ai ajuns până la capăt, sau poate că nu o să ajungi niciodată. Dar nu asta este important. Important este să se găsească pe Dumnezeu pe cale. Nu i-a găsit vindecați pe cei 10 leproși. Dar ei erau vindecați. Cum adică erau vindecați? Erau vindecați, dar nu știau ei că sunt vindecați. În sensul că atunci când au cerut, vindecat a rămas numai unul singur. Cel care a venit să îi mulțumească lui Dumnezeu. Noi toți suntem vindecați, numai că nu folosim această vindecare. Am folosit noi vindecarea până în momentul în care ne-am dat seama că ne îmbolnăvim? N-am folosit-o, pentru că n-am fi ajuns așa. Noi astăzi, dacă vom considera că avem tot ceea ce ne trebuie, cu siguranță că nu mai avem nevoie de altceva, ci avem la noi tot. Avem în noi tot. Asta ne învață, de fapt, Evanghelia prin pericopa sa numită vindecarea celor 10 leproși. A mulțumi, să știți că este un lucru foarte important și dacă îl vedem de la capătul celălalt, care e cunoștință, dar și dacă îl vedem din capătul din urmă, ca cerere, ca și când am primit deja. Se spune că odată o învățătoare a vrut să facă un experiment și i-a rugat pe copii să deseneze ceva sau pe cineva căruia vrea să-i mulțumească cumva. Și bineînțeles că marea majoritate a copiilor au desenat pe mama, pe tata, alții bunicul, alții chiar pe Dumnezeu, alții un soare luminos. Și a văzut că un băiețel desenase o mână și ca să-i provoace pe colegii lui, învățătoarea a întrebat: uitați ce a desenat colegul vostru, ce credeți voi că reprezintă această mână? Câțiva au spus că este mâna lui Dumnezeu, alții au spus una și alta, mâna care l-a ajutat, mâna mamei, mâna tatălui. Și atunci, ca un pedagog desăvârșit, l-a întrebat și pe cel care era autorul acelui desen: măi Andrei, dar tu poți să ne spui a cui este mâna pe care ai desenat-o? Ce doamna dumneavoastră este. Și atunci doamna și-a adus aminte că gestul ei de a mângâia pe cei din bănci nu era un gest gratuit, uite că măcar unul a prins că este mâna de ajutor. Noi credem că a da o mână de ajutor cuiva înseamnă neapărat a întinde ceva de care acela are nevoie. Nu. Este a ne întinde pe noi către el, de a-l mângâia pe cineva, ca să știe că nu este singur. Pentru că dacă nu este singur, omul are curaj să facă mult mai multe decât dacă este încolăcit de depresia de a constata chipurile, vezi, Doamne, că lumea l-a izolat. De aceea, cred că duminica de astăzi, pe lângă duminica recunoștinței, ar trebui să fie și o duminică
a adevăratei logici a lui Dumnezeu și a încercării de a privi viața de la capătul celălalt. Adică, să mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ceea ce avem acum. Avem sănătatea la un anumit nivel, avem copiii așezați la un anumit nivel. Dacă mulțumim pentru ceea ce avem, deja începem să așezăm în ordine rugăciunea. Și nu vom mai cere, Doamne, dar dăm să și întrețin ceea ce mi-ai dat. Păi atunci devine o altă problemă. V-am mai spus și altă dată că la începutul anilor 90 au început să se facă diverse case mari. Și eu când întrebam de ce sunt așa mari, mi se răspundea aproape identic. Păi aici o să stea băiatul meu, nora, nepoții, una alta. Și eu când a zis, măi, nu e în regulă. Pe ei i-ai întrebat dacă vor, poate nu vor să rămână aici. Lasă, părinte, ce știi, mata? E adevărat că eu eram mai tânăr decât ei și n-aveam voie să zic prea tare. Dar cu timpul i-am găsit pe aceiași oameni, că mi-a dat Dumnezeu timp, i-am găsit în aceleași case mari, din care nu puteau să încălzească decât o cameră la parter, că nu puteau nici măcar să mai urce pentru că scările sunt anevoioase de la un anumit nivel. Și chiar apropo de asta, era un călugăr care întotdeauna îi învăța pe toți ce înseamnă înaintarea în vârstă. Și la un moment dat, tot învățându-i și învățându-i, a venit într-o seară murdar, căzuse în râul din care el lua apă mereu. Și zice, măi copii, să vă spun ceva. Când era mai tânăr, izvorul ăsta care trece în spatele chiliei mele, cred că era mult mai mic, pentru că îl săream în partea cealaltă dintr-o singură mișcare. Acum am căzut exact în mijlocul lui. Cam așa se va întâmpla cu cel care nu se gândește atunci când face o casă la momentul celălalt, când ajunge să o încălzească, când ajunge să fie bătrân și și-a făcut multe etaje, sunt multe trepte, să știți că puteți să le numărați, între două etaje normale sunt 16 trepte. Asta în tinerețe, cu anii vor fi 160. Așa de mult batem pasul pe loc până când facem o treaptă, încât le numărăm până 160 când ajungem sus. Iubiți credincioși, măcar de astăzi încolo, orice lucru pe care îl facem, să-l facem în perspectiva inversă a vieții. Și atunci vom ști că lângă noi vor rămâne copiii numai dacă vor să rămână, că vom face lucruri care sunt într-adevăr după logica lui Dumnezeu. Să mulțumim lui Dumnezeu că am ajuns la starea aceasta în care putem să mulțumim pentru ceea ce avem, pentru că despre ceea ce nu avem, sunt sigur că Dumnezeu știe mai bine decât noi. Așa să ne ajute Dumnezeu.